profesor pe limba de la tenis, de Mariana, de Cristian. Nu vorbe așa, vorbește frumos. Bine, îi pasă de Cristian. Îi pasă. Și de-aia a făcut ciorba, că era el în casă acolo. Îi pasă de Cristian. Nu am vrut ca să fac o ciorbă când era George acolo. Știu. Acum nu mai vreau să mai fac. Da, nici măcar m-a ajutat cu nimica. Mona, măcar Mădălina mi-a curățat. Pune păstoriuri, punea păstoriuri. Nesimțită. Punea păstoriuri pe Facebook, numai prăjituri, numai cuptoare, numai boala copilor gătea. Mă, odată ai zis, mă, un sandwich, fă-și mie un sandwich, niciodată. Nu are de asta. Dar te-ai gândit că poate n-ai meritat și nu meriți nici acum, de ce să-ți fac? Păi nu mai contează acum. Nu meritam atunci? Uite, poate nu meritai dacă nu ți-am dat. Uite, Nicolas. Mă, care ai cum să zice? Ți-ai dori o femeie ca Mona lângă tine? Nu. De ce nu? Îmi plac femeile vocale, dar eu am, o știam pe Mona astfel, o știam pe Mona prea vocală. Orice... Uite cum ai văzut că poate să fie și puțin mai... Eu cu Mona, în oricare, orice subiect intram, nu era exista o cale de mijloc. Trebuia să închei subiectul respectiv. Sunteți extremele alea glumă, care se atrag. Prin glumă, hai bine, fă, hai. Ceva de genul, dar nu cădea. Eu așa o știu pe ea. Dar asta pentru mine, nu că un șoc, că poți să-mi trăiesc viața și cu atitudinea ei nouă. Dar asta pentru mine a fost un șoc să... Dar ți-ai dorit să ai o relație cu ea? Mai zăpăcit, am spus că nu. Nu. Mă, crezi că mi-ar fi ușor să zic. Sincer, uite în ochii mei și dar spune. Uite în ochii tăi. Ți-am spus cu cine mi-am dorit să am o relație. Cu cine ți-ai dorit? Dacă nu ți-ai dorit să ai o relație cu ea, atunci ai vrut-o pentru altceva. Pentru ce? Nu știu, te întreb. Pentru ce ai vrut-o? Pentru ce? Mâncare nu făcea? Ai, vezi că în acest moment te uitai la aia, nu te uitai la Mădălina. El nu știe că vezi mâna, că eu sunt foarte atent la detalii. De ce e bună? Ce? Ies afară. De ce? Că nu mai vreau să mai stau aici. De ce? Dar cine te-a spărat? Nu băga aia seama. Ea susține că... Ce faci eu? Ies afară. De ce? Nu mai încerca să fie așa, încearcă să fie calm. Că tu, că ești original, ești natural, dar te scap. N-ai ce face. Când ești provocat și nervos... Dar nu mai vreau, azi nu mai vreau să fie. Normal. Asta e firea ta, nu poți să schimbi nimeni. Dacă tu, acum, în timpul ăsta, te enervezi ceva, îți amplifică nervii... Și vreau să pleci. Vreau ce să vrei să faci? Nu mai faci plăcere, mi se vreau să mai scap. Dacă ești o persoană care îți amplifică toate stările emoționale, normal. Și ăsta e caracterul tău. N-ai cum să te enervezi mai repede, să fii temperamental. N-ai cum. Să te mai mâine pe el. Pe asta... Ba, nu mai bucă, acum nu-i bucă, jur că cu tare. Nu mai vreau să... Dacă cine mă enervează, nu-i așa. Băi, fii și vorbiți cald, vorbiți asta, că ține... Într-o oră de zile, ai văzut că mă enervez foarte repede? Ai văzut cum reacționez când mă enervez foarte repede? Ai înțeles și n-ai făcut și ai făcut ședință cu mine. Mă, mai intru. Pentru că nu mai intru din cauza că nu pot să mă abțin, mă enervez foarte repede și înjur. Încearcă să-i calmi, mm-hmm. Zache și... Hai. Să mă mine, dar dacă mă intru, azi, și nici... Nu mai intru. Alexandra, tu ai spus că vrei să plângi și să poți să plângi și tu la comandă. Dacă voiai să plângi, puteai să spui, vreau și eu să pot să mă descarc prin plâns. Am și eu nevoie să plâng, să mă relaxez. Este o diferență. Era cu totul și totul altceva. Dacă n-ai spus că vreau să plâng și eu la comandă, înseamnă că e o armă pe care vrei să o folosești. Nu, eu când am zis că vreau să fac un joc, să pot să plâng și eu la comandă, m-am referit strict la faptul că vreau și eu să pot să fac lucrul ăsta. Ca să joci. Asta înseamnă să joci teatru. Vreau și eu, da, ce e așa greșit în asta că păi nu de ce să vrei lucrul? Că vrei, îți dorești să fii un fake. Păi, asta e, dar nu pot să fiu, asta dacă, este... Nu, în momentul când subconștientul tău lucrează acolo, clar ți-ai dori asta. Vorbim despre subconștient, că bravo, face parte din noi. Bravo, George, adevărat, te joci cu cuvintele, bravo, ție, ai câștigat! Bă, de ce să vrei să pleci la comandă? Falsă, tu singură recunoști că îți dorești să fii falsă, singură. Tu singură ai știut cuvintele tale, nimeni da, nu le-a pus. Problema este că nu sunt. Băi, mă refer, subconștientul face parte din păi noi. Păi da, fratele meu, face parte din noi. Păi da, și eu ar trebui să mă controlez singură și ar trebui să pot să plâng. Chiar dacă Mona va părăsi această casă, eu cred și sunt sigură că George nu va face niciodată un cuplu cu Alexandra, pentru că am vorbit cu el despre acest lucru și mi-a spus clar că Alexandra nu este o femeie de care el ar putea fi atras. Adică lucrurile ar putea fi atât de simple într-o relație și le face atât de complicate, le complică atât de mult. Încât eu nu mai sunt stare să mai spun nimic.
Nu, e pentru că pur și simplu vorbești, am câteodată, vine câte o idee, îmi vine să-i răspund și vorbești de mult încât eu efectiv am uitat ce aveam de spus. Așa mi se întâmplă și mie. Deci efectiv uit, da. Pentru că vorbești și nu se oprește. Da. Voi spuneați că eu în noaptea aia că am țipat foarte tare, țipam foarte tare pentru că eu nu puteam să vorbesc de el. Voiam să vorbesc, să spun și nu puteam, el vorbeam tu. Și țipam, le spuneam, bă, taci, lasă-mă să vorbesc. Păi și cum? Acum ce vreți să faceți? Vreți să rămâneți așa? Nu. Ce să fac? Să rămâneți așa? Cum să rămânem așa? Despărțiți? Da. Păi tu vezi vreo care de împăcare? Da, dacă lasă George de la el. Aha, dacă lasă de la el. Și ți se pare că ar lăsa? Nu, dar trebuie să-i faci și tu ceva ca să... Spun eu că nu ar lăsa. Este capricorn ca și mine, doar că el este un capricorn. E împielițat, rău de tot. Și eu sunt capricorn. Știi, ești capricorn? Da. Nu, e foarte împielițat și cu el nu poți să vorbești, nu poți să... Nu. La el ori îi dai dreptate, ori cedezi. Ori cedezi, ori stai și te ceri cu el 5 ore în continuu. Ideea este că ca să stai să te ceri și să duci o ceartă cu el, îți trebuie foarte mult timp. Pentru că o ceartă cu el... Zici, cred că ar dura cam jumătate de zi. Deci un cuvânt argumentează acel cuvânt. Da, orice cuvânt argumentează. Ca să de poate... ce nu susții punctul de vedere? Știi de ce spune chestiile astea? Ca să poată să sustragă anumite cuvinte din ceea ce spui tu și să cadă tot împotriva lui. Da, adică împotriva am mai tras el niște concluzii, nu mai știu ce am spus eu și el a rămas așa, zic, ce? Zic, vezi că îmi bași cuvinte în gură. Da, de ce trebuie să complici atât de tare discuțiile când ai putea să le faci atât de simple? Da, nu facem perfect. De ce? Pentru ce? Argumentează, vezi că nu mergi drept, vezi că ai început să mergi așa, de ce nu susții ce ai spus? Hei, mama, astea două sunt pe aceeași, vezi, sunt pe aceeași undă. Trei! Care trei? Trei. Păi a zis Mona, a zis Adriana și am zis eu, suntem trei. Mona a zis că știi să te joci foarte bine cu cuvintele. Eu... și Adriana. Mersi, deci suntem trei. Băi, Mona, dacă ești o femeie puternică, puternică cum susții tu, că spui că vorbesc numai eu, vino fata mea și bate cu mine în argumente, în păreri, hai să te bați cu mine. Păi asta a și spus, că ea încearcă să vorbească, doar că tu nu faci într-un fel ca totul să ai dreptate. Dacă ești un om puternic, Mona, zici că bați cu mine. El vorbește în continuu, Mona, și tot el vorbește, e ok. Mona, vezi că mai devreme am purtat o discuție cu George și l-am rugat frumos să mă asculte până la capăt și după aia să argumenteze el și să știi că m-a ascultat. Așa că același lucru te-a sfătuit să-l faci și tu în caz că vrei să vorbești cu el. Mona, vin și eu și spun acum. Vin și eu, știi ce spun? Vezi că acum ai dat o săgeată foarte proastă, Alexandra. Deci iar am dat. Vin și spun și eu acum. A, el ia toate săgețile, vin pe el, toate cuvintele. Mona, vin și eu și spun acum. Sunt un bărbat foarte... Mona, fii atentă. Sunt un bărbat foarte dificil. Am nevoie lângă mine de o femeie puternică. Du-te și caută-ți o femeie puternică. Ai văzut? George. Același lucru l-ai făcut tu aseară pe acest story. Da, George. Ai dreptate. George. Da. Așa. Am, păi mereu am. Ai, păi știu. Eu de ce spun? George, explică-mi și mie, te rog, de ce spui că am aruncat eu o săgeată. Pentru că ai dat-o la modul că pe tine te-am ascultat și pe ea nu. Păi asta încerc să spun, că eu te-am rugat, am spus, eu l-am rugat pe George să mă asculte și să mă lase să termin ce am de spus și după aia să argumenteze el. Da, vorba mă, ne trebuie să stau să ce? Să fac plecăciuni în fața lui George să mă lase să vorbesc? Ce? Ar trebui să mă apuc să fac plecăciuni în fața lui să mă lase să vorbesc? Dacă tu încerci să comunici cu el și să-i spui, nu vreau să spun ce vrei, mă, și ui! Ascultă-mă un pic, dacă tu te duci și spui, lasă-mă, George, te rog frumos să vorbesc și eu... Auzi, Alexandra, mai ții minte cearta pe care am avut-o cu George, de-ai spus că m-a știut tot blocul? E, a fost din cauza că nu mă lăsa să vorbesc, ca să înțelegi. Mona, tu susții că eu nu te las pe tine să vorbești? Asusti în continuare lucrul ăsta. Adevărul e că tu mă lași pe mine să vorbesc. Eu vorbesc tot timpul. Știi foarte bine când am avut primele certuri ale noastre, când eu vorbeam, lasă-mă să spun, eu vorbeam și îndeam cu părerea și ți-am spus, Mona, ai înțeles? Ai ceva de spus? Nu! Nu, ai ceva de spus? Nu, dacă tu stai și vorbești o jumătate de oră în continuu, ce să-ți mai zic? Păi după aia ai și tu dreptul să vorbești, ai ocazia Mona, ai ocazia să vorbești și tu spui, nu!
nu. Da, mă, după ce vorbești tu o oră, tu vrei ca să mai spui după ce tu mi-ai spus o poveste. Da, mai ai găsit motiv acum că eu vorbesc prea mult. Și mă merge. Asta e chestia pe care ți-am spus-o de la bun început că vorbești foarte mult și nu lași omul să vorbească. Da, știi ce ai spus? Hai să spun ceva. Să completez. Mai spune și tu ceva, că n-ai spus până acum. Ai spus, George, vorbești foarte mult, dar nu vorbești prost. Da, George. Asta nu o spui? Spune ce ai spus până la capăt. Termină propoziția și pune punct. Da, ai, dar nu tot timpul. Și tu ai momente da, care... dar nu tot timpul. Și dacă eu vorbesc mult, dar nu vorbesc prost, nu e bine? Poftim? Dacă vorbesc mult, nu pentru că vorbești prost. Prea mult și nu lași omul să vorbească. Da, după ce vorbesc, tu, după ce vorbesc, îți dau ocazia și ție să vorbești. Și tu nu da, păi normal, îmi dai ocazia să vorbesc când eu deja am uitat ce aveam de vorbit, nu? Nu știu ce ar fi trebuit noi să vorbim. Înseamnă că noi de n-ar fi trebuit să avem comunicare. Noi doar ar fi trebuit doar să ne pupăm, să te întreb ce ai mâncat dimineața, să te întreb pe ce parte ai dormit și dacă ai dormit bine, nu? Că în momentul când vin și spun ceva, tu spui că îți pierzi argumentele. Sau cum vine asta? George, eu cred că toată lumea e conștientă că singurul care se poate certa cu tine frumos sunt eu. Care poate să duc o discuție cu tine cap-coadă. Că eu am urechile astea de elefant. N-am înțeles ce ai spus. Eu am urechile astea de elefant și memorie bună. Și mi-amintesc ce ai spus și acum o oră. Da, singurul ești care se poate persoanele care poate să poarte cu mine un subiect de la început la final. Eu știu Cristiana? Cât de greu Cristian. E. Da. A zis Cristiana. Cristian, da, stai Cristiana. Tu că... A zis Cristiana. Nu e adevărat. Nu vreau să Cristian, că așa îi zic. Ake! Mariana, da. Spui că și tu vreau să discuți cu George așa o oră fără să... Da? Zic, vrei să spui că și tu poți să stai așa o oră cu George pe scandal fără să te rupi? Stai, că eu nu pot să tac atâta cât tace Mona. Ai văzut ieri în grădină când vorbeam cu George că el vroia să mă țină jumătate de oră în discurs. Stai puțin, ai văzut că ai văzut că dacă ai venit cu argumente și cu opinii ca să mă poți contrazice, am tăcut din gură? Păi da, dar trebuie să ridici puțin tonul ca să vorbești. Eu nu ridic tine. Tonul. Eu ridic. A, păi. Bă, te-am atât. Am putut să purtăm un dialog sau nu, Mariana? Da, am putut să port un dialog cu tine, fiindcă îți mai spuneam, George, taci, vorbeam. Și ridicam tonul. Auzi, dar eu stau acum de fiecare dată când vorbesc cu George, să spun bătaci, dar tu nu te simți. Lasă-mă și pe mine să vorbesc. Mona, nu e exagerat. Hai, George! Mona! George, dar... Telefonul mi-au sărit ochii, a fugit și a stat în cameră. Atunci era o tensiune mare între noi. Mona, am și o întrebare. Zbierai și tu și zbieram și eu în același timp. Mamă, vă auzeau trei locuri. De ce zbieram amândoi? Pentru că nu mă lăsai să vorbesc, tu ciocărăi tu. Și pe mine m-a auzit o hotelul, nu mai pe tine. Da, mă bucur. Mona! Da! Vreau și eu să te întreb, tu, prima zi sau a doua zi de când te-ai pus tu cu George în relație, tu nu l-ai văzut că vorbește atât de mult? Ba da, și-a spus că vorbește mult. Păi și de atunci, de ce nu te deranja așa cum te deranjează? Pentru că căprior. Și nu-l cunoșteam. Unde ai fost căprior? Atâta timp când nu vorbesc prost, o să-mi perim mereu să Moise. Nu e vorba că vorbești, că vorbești prost, George. Trebuie să înțelegi că unele persoane nu rețin ceea ce spui tu. Bine, dar acum... Și ai discursuri foarte lungi, ea nu poate să stea după tine, nu poate să țină pasul cu discursul tău. Mariana, de acum acolo... Mariana, tu ai... Taci! Taci! Tu ai putea să ai o discuție cu George, lasă trâncă-l o jumătate de oră, după o jumătate de oră vine și spune... Ai înțeles? Da, nu las jumătate de oră. Nu te supăra pe mine, asta face! Eu intru peste el. Uite-te la episodul astăzi în care eu eram îmbrăcată în galben, discuția pe care am avut-o cu el acolo, în care el a stat așa 10 minute. A vorbit într-o, eu cercam să vorbesc și când am văzut că n-am loc, m-am pus și eu așa și m-a întrebat la final, ai interes? Ce-am făcut și eu așa? Pentru că nu mai puteam. Fiți atente. Nu mai puteam, frate. Dar acum încolo vă ofer altă părere. Am răspuns și mie, te rog, la întrebare. Te rog frumos să mă las să vorbesc, Alexandru. De acum încolo să vă ofer altă posibilitate. Vă las pe voi să vorbiți primele și vorbesc eu după voi. Ai văzut până la urmă că s-a putut ajunge tot la propunerea mea? Vreți așa? Vreți așa? Dar mie nu mă deranjează că eu pot să intervin. Eu nu stați niște că nu pierd argumentele. Vă las pe voi să vorbiți primele să aveți, să vă spuneți părerea. Atâta timp cât tu ai spus că îți scurtezi discursul este echivalent cu zero. Că ce? Atâta timp cât nu ai spus că îți scurtezi discursul, te echivalent cu zero. Că vorbești înainte sau după, cu tot oară vei vorbi. Am prea multe cuvinte în vocabular și trebuie să le împac tot. Of, iartă-ne pe noi, iartă-ne pe noi că avem vocabularul foarte puțin dezvoltat. Ariana, te rog frumos să nu dai să mă superi. N-am auzit. Da, vreau să... Că din a doua zi când tu te-ai pus cu George într-o relație, nu l-ai văzut că vorbește mult? I-a spus că am văzut că vorbește mult, dar n-a știut că vorbește atât de mult și face în halul în care face acum.
Am zis că am intrat într-un subiect și am vorbit mult mai mult în momentul în care noi tu doi ne-am certat și mi-am dorit ca să înțelegi ce vreau eu să-ți exprim. Tot și când terminam, când terminam... Dar este atât de simplu să exprim ceva. Și tu trebuie să... Acolo, o să-ți dau un pic și o foaie. Să-mi scrii și apoi o să stau și o să citesc. Cred că mi-e mult mai simplu. Bună ziua! Bună ziua! Of, of, of! Dramă mare! Of, avem un nou cuplu, domnișoara Cristina. Da? Da. Ce cuplu? Aia și Achebon. Gata? Sunteți un nou cuplu? Continuăm, îți dai seama. Nu? Nu, întrebați-l pe Achebon, că și el știe. O să-l întreb și pe el, îți dai seama, dacă ei chiar formează un cuplu și or să se declare, o să aflăm și noi. Nu doar ne dăm cu părerea mâinii. Bă, Mona! Ce-a mai făcut? Că n-a mai făcut? Alexandra, ce George! Ce face? Măcar ați avansat, nu mai sunteți la stadiul de silențiu Stampa. Ai vorbit și ai dat, ai greșit-o iar, de două ori consecutive. Bravo! De ce a greșit iar, George? Că am zis că mi-aș dori și eu să plâng? Pentru că, se pare că Alexandra în continuare nu conștientizează greșeala pe care a făcut-o. Dar voi explic eu așa cum cred. Hai, explică tu frumos așa cum știi tot timpul. În ciuda faptului că ele două au fost la acea emisiune, așa, în care Alexandra a spus că în anumite momente avea picături de ochi ca să plângă, că ea nu poate să plângă la comandă, bun, a acuzat-o, nu indirect, și direct, pe Mona, că ea, spre deosebire de Alexandra, poate să plângă la comandă. Ceea păi și tu Alexandra... crezi sau nu în lacrimile Monei? Eu dacă cred? Da. Cred. Dar Alexandra nu crede. Dar el nu credea. El spunea că mă faci să mă, nu înțeleg ce face Mona. Am zis ieri că nu pot să înțeleg cum plânge și râde în același timp. Nu am zis că nu cred în lacrimile ei. E o diferență. Să fim serios, George. Alexandra, i-am zis, a susținut că Mona plânge la comandă și i-am zis, ai spus lucrurile astea, ți le asumi și le demonstrezi da, și dacă spus. Ți se va cere. Dar ideea este alta. Ideea este că Alexandra nici acum nu vrea să recunoască. Ea spune că n-a greșit în momentul când a spus că și-ar dori și ea să plângă, dar nu poate. Da, uite, din toată discuția asta, tu încerci să scoți în evidență doar faptul că am zis eu că îmi doresc să plâng la comandă. Da, îmi doresc să plâng la comandă. Ce înseamnă asta, că îți doresc să fii pur și simplu îmi doresc și eu să mai plâng. Înseamnă, nu. Când simt nevoia și doresc să plâng, uite, spre exemplu, cum s-a întâmplat de foarte multe ori. Asta e puțin să văd eu cui arată Mariana like. Cui arăți Mariana like? Lui Nicola stătea așa întins și i-am zis, stai frumos. Poate se simte rău că el are ceva probleme, știți și vă explic în continuare, domnișoara Cristina. Vă explic în continuare. Da. La momentul ăla am zis și eu așa. Hai să-l chem și eu pe Cristian, care spune că este un om foarte inteligent și de foarte multe ori are cuvintele lel. Și am explicat. Ia vezi mă, Cristiane, tu ce părere ai? Să ne dăm și noi cu părerea. Așa. Cristian a încercat să-i spună. Măi, Alexandra, că vorbim de plâns. Puteai să formulezi altfel întrebarea. Ai fi putut să spui, Alexandra, îmi doresc și eu să plâng ca să mă pot descărca. Oarecum, să mă pot descărca. Dacă ar fi spus lucrul ăsta, n-aș fi avut cu ce să o condamn. Păi poate este invidioasă pe Mona și și-ar dori să plângă ca să te atragă pe tine. Păi ea vine și ridică mâinile, eu nu sunt ei, fake, eu nu pot să fiu fake. Păi nu vreau să fiu că fake. Nu sunt. Păi are, este o diferență. Este tu o diferență. Păi n-are nicio legătură cu lucrurile pe care le fac și ceea ce spune cu subconștientul meu. Părul tău nu face parte din tine? Nu, nu face parte. L-am dar prins pe tu. L-am luat de pe tu și l-am pus în cap. Subconștientul din cine face parte? Creierul tău când gândește din cap? Păi una este să gândești și să-mi vreau un lucru și alta e să-l fac. Nu pot să-l fac, asta încerc să scot la evidență. Dar ți-l dorești, asta vreau, ți-l dorești. Păi și ce de treabă are că-mi doresc? Și am și specificat în ce context mi-aș dori ce să fac acest eu acum, lucru. Poate nu poți să plângi să fii fake, dar a denoți faptul că poți să faci alte lucruri să poți să fii fake, înțelegi? În momentul cum ar fi când... ce, să mă cert? Să aduci niște, nu știu, ipoteze false ca să acuzi pe cineva. Când tu dorești să fii fake, înseamnă... Ca să provoci controverse între noi, ca să apari în cadru. Dar eu nu am provocat niciodată controverse între voi, Cristian, și nu-mi doresc să provoc controverse între voi. Pur și simplu, de fiecare dată când am fost întrebată, mi-am spus punctul de vedere. Și o să-mi spun chiar dacă sunt întrebată și chiar dacă nu sunt întrebată. De multe ori ți-ai dat cu părerea și când n-ai fost întrebată. Alexandra, mă auzi. Am o singură nelămurire. De ce ai susținut mai devreme că poate cândva îți vei dori și tu să fii fake? De ce? Pentru că... Nu, n-am zis că... Nu, George... Asta ai spus. George,
Deci aplauz. Bă, dar ai spus tu mai devreme cuvintele astea. Ascultă-mă, păi lasă-mă, frate, să vorbesc. Te rog frumos să nu ridici vocea, că eu vorbesc. Alexandra, nu ridica tonul, te rog frumos. Uite ce ai spus, uite ce ai spus, lasă-mă să vorbesc. Te rog frumos să nu ridici vocea, că vorbesc. Lasă-mă, te rog frumos, să duc convorbirea. În momentul când am deschis gura, lasă-mă să o duc până la capăt. Și după aia vino și spune. Două secunde să mă mai reformulez o dată, poate n-ai înțeles. Nu durează mult. Tu mai devreme ai spus că poate cândva îți vei dori și o să-ți dorești să fii fake. De ce ți-ai dori să fii fake? Au fost anumite momente în viață în care am fost prea sinceră și prea directă, înțelegi? Și pur și simplu, în acele momente din viața mea, mi-aș fi dorit să fiu altfel. Ai înțeles? Asta înseamnă... Și probabil, da. Hai, Cristian, lasă-o. În care mi-aș dori să fac aceste lucruri și nu o să le pot face. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.